Practic este soluția care s-a găsit după momentul colectiv ca absolut toate unitățile și toți cei care desfășoară activități în spații publice să se elibereze aceste de către ISU, această autorizație de securitate la incendiu. Astăzi când discutăm, nu avem această autorizație pentru niciunul din corpurile de clădiri în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean, mă refer aici inclusiv la instituțiile de cultură. Consiliul Județean a demarat deja procedurile pentru a obține această autorizație. A fost vizită la fața locului de către o comisie ISU Dobrogea, s-au stabilit o serie de măsuri, se lucrează la remedierea acestora și cel mai important lucru, se lucrează la scenariu de foc, de incendii. Practic, asta este singurul lucru care ne lipsește acum. În ceea ce privește, eu știu, modificarea unor uși de evacuare cu sensuri, cu astea, s-a dat comandă sau aprobare feratele de necesitate, urmând să se facă absolut toate aceste lucrări. Organizatorii târgului de îmbrăcăminte și încălțăminte care are loc în această perioadă au fost înștiințați. Cei de la ISU vor merge la fața locului, vor urmări ca și căi, ca absolut toate căile de acces să nu mai fie blocate. Probabil că va avea loc o nouă rearanjare a unor standuri, dar nu există pericolul, eu știu cum ar fi, ca atunci când sunt câteva mii de oameni într-o încăpere. Toată documentația necesară va fi depusă în maximum 10 zile, urmând ca în cel mai scurt timp să fie eliberată și autorizația.